Bună ziua, Val, și bună ziua tuturor invitaților și celor care ne urmăresc în acest moment. Fără îndoială ai subliniat niște aspecte, dar în contextul discuției de astăzi ai omis, poate, faptul că ARPIM reprezintă și producătorii de vaccinuri, practic elementul esențial care ne pune la adăpost în situația pandemică actuală. Și dacă este să privim cum stau lucrurile în acest moment, pandemia cu COVID-19 în mod evident a lăsat urme adânci pe termen lung, atât la nivelul stării de sănătate a populației, a accentuat presiunea asupra sistemelor medicale și a generat efecte socioeconomice negative fără precedent. Și aici luăm lucrurile rând pe rând ca să le analizăm și, de exemplu, una din întrebările pe care le-aș fi adresat doamnei președinte Ne facem Cojan ar fi legătura fost. imediat. Da. Da? Nu. Practic, ideea este că ar fi extrem de interesant să vedem cât ne costă îngrijirea unui pacient bolnav de COVID, fiindcă nu putem spune de tratament, pentru că în mod oficial nu avem încă un tratament împotriva COVID-ului, avem medicamente off-label care sunt folosite, dar medicamente clar cu indicație terapeutică împotriva COVID-19 nu există până în acest moment. Și în altă ordine de idei, să comparăm care sunt costurile pentru îngrijirea pacienților bolnavi de COVID comparativ cu costurile care ar fi fost generate de o vaccinare a populației la un nivel care să ne asigure o protecție la nivelul întregii societăți. Acum, pentru că m-a întrebat despre situația producătorilor de medicamente în România, fără îndoială că, pe ansamblu, accesul pacienților la medicamente și la tratamente în această perioadă a fost serios afectat. Iar lucrul acesta îl vedem din datele statistice. Dacă ne uităm în plan european, doar în perioada martie-decembrie 2020, deci practic cele 9 luni ale anului trecut de pandemie, numărul de decese în interiorul Uniunii Europene a fost cu aproape 600 de mii mai mare decât media ultimilor 3 ani. Iar dacă e să privim în România, doar în lunile noiembrie și decembrie ale anului trecut, numărul deceselor înregistrate a fost cu peste 50% mai mare decât media anilor precedenți. Deci este evident că această pandemie a afectat nu doar pacienții care au fost infectați cu COVID, ci și pacienții cronici care au avut dificultăți, au avut probleme în a avea acces la tratamente sau la îngrijirea medicală conform stărilor de sănătate, conform diagnosticelor pe care le-au avut.